Bun găsit, bine ați venit la ediția noastră specială, 5 ani de colectiv. Încercăm să vorbim cu cât mai multă lume implicată în evenimentele de atunci și să ajungem, dacă am putea, în vreun fel, la o concluzie, la 5 ani de la acest eveniment tragic pentru nația noastră, dar care a repornit și, într-un fel, a renăscut societatea civilă din România. Și ăsta e unul dintre lucrurile importante care ne rămâne de atunci. Evident că știu și o să recunosc foarte cinstit că vorbim rar sau poate prea rar și înțeleg atunci când mi se spune că vorbim despre subiectul ăsta o dată pe an, sunt de acord și e și poate ăsta e un mod nimerit de a începe acest interviu cerându-mi scuze în numele Breslei mele că vorbim prea rar. Eugen Iancu este invitatul meu, este liderul organizației sau asociației Colectiv. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua! Aceste scuze vin și către dumneavoastră. Știu că presa vă caută mai curând din, sau mai des datorită faptului că sunteți președintele asociației și că, mă rog, sunteți omul care vorbește cel mai des și vorbește despre procesul Colectiv și ce se mai întâmplă legal din punctul ăsta de vedere, dar ideea aceeași rămâne. Vorbim, aveți sentimentul ăsta că vorbim o dată pe an sau e deranjant pentru dumneavoastră în mare măsură? Odată cu trecerea timpului am început să înțeleg de ce vorbim mai rar. Inițial, în primul an, în al doilea an, în al treilea, chiar eram furios că suntem abordați doar o dată pe an. Acum însă nu mă mai deranjează faptul că suntem invitați o dată pe an. Ceea ce mă deranjează însă este faptul că mi se pare mie prea rar atingem subiectul, nu neapărat Colectiv, ci cauzele care au dus la Colectiv. Pentru că eu rămân la părerea că noi avem câte un colectiv zi de zi, am avut și înainte, niciodată însă de amploarea dezastrului din Clubul Colectiv. Ori acum, după ce mi-am pierdut copilul, după ce am trecut de starea de furie din primii ani, nu știu, a apărut furia, ura, am trecut prin toate sentimentele posibile, cred, acum mi-aș dori să văd, în primul rând, schimbarea. Iar schimbarea în România se pare că nu o putem face decât făcând o presiune foarte mare pe autorități. Indiferent că vorbim de politic sau vorbim de administrație. Și de asta cred că rolul presei aici ar fi zi de zi să facem presiune pe acești oameni ca să producă schimbarea. Pentru că altfel un astfel de dezastru se poate întâmpla oricând. Spuneți-mi... Știți că e întrebarea asta, domnule, s-a schimbat ceva? Păi aici pot să răspund eu din start că aproape nu s-a schimbat nimic, apropo de presiune. Momentul ăsta ne și prinde și am și văzut că ați scris și ați vorbit la un moment dat după niște alegeri locale în care primarul sectorului 4 e din nou primar. Deci aș îndrăzni să plec de la concluzia că nu s-a schimbat nimic și dacă vă întreb chestiunea asta e aproape retoric. La sfârșitul lunii septembrie eu chiar am făcut o postare în care am recomandat presei să nu ne mai întrebe pe noi an de an ce s-a schimbat după Colectiv, ci să-i întrebe pe politicieni. Să-i întrebe pe domnii primari, pe doamna primar, să-i întrebe pe parlamentari, pe senatori, să vedem ce legi au scos ei în acești 5 ani pentru funcționarea spațiilor publice, de exemplu. Ce au făcut ei pentru buna funcționare a spitalelor? Ce au construit? Pentru că erau bani pentru 5 centre de mare ars. Noi la ora asta încă nu avem niciun centru de mare ars. Avem două secții făcute, una la Iași și una la Timișoara, atât. Mie mi se pare incredibil. Nici măcar nu e nevoie de un buget uriaș. Nu trebuie decât voință. Trebuie ca acești oameni să lase deoparte interesele personale, pentru că în ăștia 5 ani am cam văzut ce se întâmplă. Nu poți să construiești un spital pentru că clădirea aia trebuie să fie mutată 5 metri mai încolo, pentru că nu e proiectul făcut pe terenul care trebuie.
sau nu poți să faci un spital pentru că nu vor anumiți șefi de secție, profesori, directori, manageri să-și mute locul unde sunt ei învățați. Și astfel apar tot felul de piedici. Mă întreb de ce? Pentru că în România zi de zi se moare. Iată, acum avem COVID-ul. Nu s-a întâmplat nimic. Iar centrele astea de mare arși despre care vorbim sunt cel mai bine echipate secții de ATI posibil. Că până la urmă despre asta e vorba într-un centru de arși. De aparatura pe care, iată, acum am avea enorm de mare nevoie. Nu avem. De Ați remarcat? ce? De ce? Da. De ce? Că asta e o minune că România nu reușește să iasă din marasmul ăsta administrativ sau de corupție. Apropo de administrație, ați remarcat că în continuare pe fațadele clădirilor sau la intrarea în diverse localuri publice scrie că se intră pe răspundere? Adică mi se pare interesant că n-am asistat la o schimbare, nici măcar aici. Nu, nu există o lege de funcționare a spațiului public. Avem, iată, în fiecare toamnă avem situația școlilor. Ei cred că cel mai bun exemplu. De fiecare dată vedem că 90% din școlile din țara asta nu au autorizație de la pompieri. Și atunci eu vin și mă întreb, oare chiar este problema de construcție a școlii sau este o problemă a legii? Și undeva ar trebui văzut de ce niște oameni nu pot să semneze. Eu am avut doi copii și am avut în școli, în mai multe școli, pentru că am învățat și în Constanța, și în Galați, și în București. Din punctul meu de vedere, acum, după ce s-a întâmplat colectivul, eu cred că marea majoritate a școlilor pot funcționa foarte bine. Au holuri largi, au scări largi, deci nu este o problemă. Și atunci problema este în lege. De ce nu schimbăm legea? De ce lăsăm mereu loc de interpretare, astfel încât să-ți bată cineva la ușă și să spună, știi, nu funcționezi cum trebuie. Dar putem găsi o cale ca să poți funcționa. Alegerea lui Cristian Popescu Piedone în funcția de primar ce sentiment v-a dat? De injustiție totală. Pentru că în 5 ani de zile justiția ar fi trebuit să decidă acest om este vinovat sau nu. Definitiv. După 5 ani de zile, eu nu cred că era atât de complicat ca o justiție să spună dacă acest om este vinovat sau nu. Din punctul meu de vedere, este vinovat și ar fi trebuit ca la ora asta să fie în pușcărie. Dar poate că din punctul de vedere al justiției nu este vinovat și atunci trebuia să se știe. Cum ar fi ca, nu știu, în ianuarie sau în iunie să vedem că domnul Piedone va fi arestat, va fi condamnat definitiv. Atunci ne-am bătut joc și de sectorul 5, de acei oameni care au ieșit la vot, ne-am bătut joc de tot. De ce? Pentru că este această întrebare pe care mă pun mereu. De ce nu se întâmplă lucrurile? De ce lăsăm totul în voia sorții? De ce mereu trebuie să spunem, ne rugăm la Dumnezeu să se întâmple? Cum dumneavoastră urmăriți procesul și sunteți implicat în el mai mult decât noi toți. Probabil că o idee v-ați făcut merge greu și ancheta a mers foarte greu și procesul merge greu. Ați înțeles de ce? Poate acesta e mersul administrativ al justiției în România sau vi se pare mai mult de atât? Mie mi se pare că e mult de atât. Mi se pare că undeva, nu vreau să zic că există cineva acolo undeva care spune, știi, omul X nu poate fi arestat. Nu, senzația mea este că de-a lungul timpului avem așa o castă a unei clase superioare formate din zeii medicinei, din zeii justiției, judecători, procurori, iată, profesori. Sunt niște oameni de care nu poți să te iei. De ce? Pentru că există niște relații între acești oameni. Ei sunt cum era pe vremuri la țară, profesorul, doctorul și preotul și eventual milițianul. Cam așa este acum la nivel național, în absolut toate domeniile. Nu poți să-i spui procurorului că vrei să faci o plângere unui nume fără, sau mă rog, e cu legătură cu noi, dar unui nume, nu știu, a șefului DSU, de exemplu. Pentru că el este un zeu, reprezintă ceva pentru România, a construit. Bun, asta înseamnă că dacă el va călca pe trecerea de pietoni cu mașina, beat fiind pe cineva, nu-l arestăm pentru că este un zeu? Cam așa sunt privite lucrurile în România.
dacă ai făcut la un moment dat ceva și ai intrat într-un grup, într-o elită, este greu să te mai atace cineva. Eu personal nu am nimic cu Raed Arafat. Sunt convins că acest om a făcut lucruri excepționale în România și sunt convins că va mai face, însă a și greșit. Și așa cum pentru lucrurile bune a fost lăudat, a fost premiat, este cunoscut la nivel mondial, pentru lucrurile greșite trebuie să plătească. Așa este democratic, așa este omenesc, cred. În momentul în care greșești, trebuie să plătești. Instituția ta, oamenii tăi nu pot fi protejați, luați sub aripa ta ocrotitoare. Pentru că, vedem, noi nu știm să existe un proces, deși el există, împotriva oamenilor din IGSU. Deci despre asta este vorba, despre faptul că în România justiția nu este nici independentă și nici corectă. Ea nu trebuie să țină cont de nimic și de nimeni. Trebuie să țină cont strict de lege. Și atunci, cu siguranță, și noi, părinții din colectiv, am fi împăcați. Pentru că am ști, da, oamenii ăia și-au făcut datoria, au pedepsit ce era de pedepsit, ni s-a demonstrat că unii oameni despre care noi credeam că suntem vinovați nu sunt vinovați și iată, din cauza asta, au dreptul să candideze, dar nu se întâmplă asta. Trăim într-o țară în care totul se învârte într-o ceață pe care o vezi, din păcate, doar când ești lovit. Altfel, ți se pare că ești deasupra tot și toate trec. Există totuși două lucruri despre care, nu știu, le-aș vedea mai curând pozitive, dar vă cer un punct de vedere aici. Parlamentul României tocmai a adoptat o lege prin care va plăti pe viață îngrijirile celor care au fost în colectiv. E o reparație necesară? E o reparație pe care o credeți corectă? Da, este o reparație. Eu sunt unul dintre cei care am cerut în permanență, sau început de la începutul anului 2016. Am cerut ca tinerilor și familiilor lor să li se asigure niște garanții. Se crease un fond din care se plăteau cheltuielile, dar totul era instabil. Nu se știa dacă luna viitoare se mai plătește sau nu, ce se întâmplă. Și atunci, cred că din februarie 2016, am cerut, domnule, stabiliți niște reguli. Creați un departament unic care se ocupe de tratamentul răniților. Ei trebuie să știe ce vor face, ce li se asigură și ce nu. Pentru că tratamentul pentru arșii ăștia se întinde pe o perioadă foarte lungă de timp. Atunci s-au prelungit din 2016 în 2018, li s-au garantat 2 ani, au mai urmat încă 2 ani, 2018-2020, și acum, în sfârșit, oamenilor ăștia li se garantează un tratament corect, un tratament de care nu pot beneficia în România. Este adevărat în același timp că noi ne-am dorit, dar momentan nu s-a putut, pentru că, într-adevăr, se pare că în România o lege trebuie construită în câțiva ani, dar ne vom lupta în continuare pentru asta, ca toți răniții din incendii să primească un astfel de tratament. Acolo unde statul român nu se poate ocupa, nu poate garanta viața și recuperarea acestor oameni, ea să se facă în orice spital de specialitate din Europa. Domnule Iancu, odată cu această tragedie, România și-a recăpătat societatea civilă sau mugurii ei la 30 de ani de la Revoluție. În sfârșit există clare și profunde manifestări ale unei zone sociale care cere respectarea unor principii de drept în România și ale statului de drept. E aceasta, nici nu știu cum să-i zic, e o satisfacție, poate nu-i cuvântul cel mai bun, dar e o satisfacție, îl percepeți ca pe un lucru bun? Da. Este momentul ca noi toți să învățăm să ne cerem drepturile. Noi toți trebuie să nu mai privim pe politician ca pe omul superior ales să ne conducă și cu drepturi depline asupra noastră și asupra finanțelor și asupra întregii țări. Noi trebuie să înțelegem și noi și mai ales politicienii că de fapt ei sunt în slujba noastră. Ei trebuie să facă lucruri, trebuie să răspundă pentru ceea ce fac, ceea ce în România nu se prea întâmplă. Vedem doar din când în când că
mai este câte unul acuzat și eventual, nu știu, primește un an, doi de pușcărie, dar nu îi se confiscă banii, nu se întâmplă nimic. Deci vocea noastră a tuturor trebuie să devină din ce în ce mai puternică. Iar colectiv, cred că a dat naștere unui eveniment, unui proces care, convingerea mea este că se va dezvolta în timp. Din ce în ce mai mulți oameni vor înțelege că au drepturi în țara asta și vor învăța să și le ceară. Dumneavoastră, și cred că din ce în ce mai fără. Dumneavoastră cum sunteți? Da, eu încerc să ies din perioada în care, vă spun sincer, am urât mult, pentru că mi s-a părut că tot ce se întâmplă după astfel de tragedie este făcut ca să ascundă lucrurile, în niciun caz să le rezolve. Acum sper și nu știu, chiar, de fapt nu sper, acum chiar cred că totuși lucrurile încep să se miște. Greu, mai greu decât aș fi vrut eu și cu siguranță și mulți dintre părinții din colectiv, pentru că în momentul ăla noi chiar am crezut că moartea copiilor noștri nu a fost degeaba și că ea chiar va produce o schimbare, o schimbare explozivă, am sperat. Nu a fost explozivă, dar vedem totuși că se fac pași. Mici, dar se fac. Eu mi-am propus să rămân în lumea asta ONG-urilor și vreau să încerc să schimb lucruri. Vreau să am grijă de copii. Mi-aș dori să le pot oferi instrumente care să-i ajute să învețe ce înseamnă democrația, să învețe ce înseamnă drepturile. Încerc să învăț cât mai mult pot pe tema asta, pentru că cred că șansa noastră ca români în viitor este asta, ca tineretul să învețe să-și ceară drepturile, să se lupte pentru drepturi, să facă tot efortul. Nu știu, mi-e greu să mă exprim în zona asta, pentru că am o foarte mare doză de entuziasm și în același timp apare și o perioadă din asta în care simt că totul se prăbușește în jurul meu. Dar una peste alta sunt optimist totuși și sunt convins că va fi bine. Vă țin pumnii și vă mulțumesc!